Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune, Lumina Creștinului. Această emisiune vrea să ne aducă totdeauna în față realități ale Bisericii, viața Bisericii, oamenii ai Bisericii. Această emisiune vrea să ne aducă în față, de fapt, bunul mers sau ceea ce ar trebui să facem astăzi în viața noastră creștină. Dacă în alte emisiuni am vorbit despre ordine călugărești, despre persoane, misiuni, astăzi venim în fața dumneavoastră cu o altă realitate, aceea a actului medical care se face în viața bisericii sau în biserica catolică. De fapt, încă de la început, Iisus Hristos a fost un vindecător. A realizat atâtea și atâtea minuni de vindecare, de la leproși și până la orbi și șchiopi. Sfântul Luca ar fi fost un medic și de atunci, iată de 2000 de ani, medicul creștin vine și spune, omul trebuie tratat în totalitatea sa, trup și suflet. De aceea credem că un spital creștin are poate ceva în plus de spus, pentru că un medic creștin va gândi nu numai prin jurământul lui Hipocrat, dar va gândi și prin conștiința sa care este relaționată la Evanghelie. Astăzi, în fața dumneavoastră, avem doi invitați, Părintele Mihai Budău, directorul unui asemenea spital, a unui lăcaș de sănătate, și doamna doctor Gabriela Vasiloiu, pe care îi prezint în fața dumneavoastră și cu care vom avea o întrevedere despre realitatea sănătății în Biserica Catolică. Bun venit, Părinte Mihai Budău! Bine v-am găsit și un salut călduros tuturor telespectatorilor! Doamna doctor! Bună ziua și bine v-am găsit! În Biserica Catolică trebuie să spunem că multe persoane s-au implicat foarte mult în construirea de spitale. Mă gândesc aici la Padre Pio, care dacă veți ajunge la San Giovanni Rotondo veți vedea un spital imens, un spital de mare importanță, Damian Leprosu și alți sfinți. La noi în Moldova, sigur în deședa de Iași, prin grija multora, avem asemenea, iată și ne bucurăm de acest lucru, asemenea instituții. De ce un medic catolic, de ce în Biserica Catolică actul medical? În primul rând ar trebui să spunem că omul este capodopera creației, așa cum Sfinții Părinți ne învață, așa cum și în teologie deseori putem vedea. Omul trebuie tratat în integritatea sa, așa cum este, cu sufletul său și cu trupul său. Desigur că biserica se ocupă în primul rând de partea sufletească, de sufletul omului, însă are și menirea de a-l conduce pe om spre Hristos prin tratarea, poate, dacă vreți, a problemelor de sănătate pe care le are. Așa cum spuneați la începutul emisiunii și Sfinția voastră, Hristos a fost primul medic. El este cel care a vindecat sufletul, dar imediat legat de suflet, a vindecat și trupul. Deseori veneau la el și aduceau bolnavi, veneau și aduceau persoane suferinde. Hristos era un tămăduitor, este primul medic, așadar medic sufletesc și medic trupesc. De asemenea, în decursul timpului știm că biserica s-a implicat foarte mult și în această latură. Dacă vreți, primele forme organizate de spitale, dacă vreți, în principiu, la începuturi, au fost în jurul bisericii. Aceste forme s-au dezvoltat între timp și au fost predate statului. De aceea, biserica de la început a acordat o grijă deosebită și sufletului și trupului, pentru că pe om îl poți ajuta sufletește, dar mai ales îl poți apropia de Hristos, îl poți apropia de Dumnezeu în momentele de suferință, când el are mai mare nevoie de semenii săi. Putem spune că biserica are chiar și un minister al sănătății. În privința aceasta, cunoașteți documente recente legate de activitatea sanitară? Desigur, în ultimii ani, mai ales în ultimii 50 de ani, biserica a emis diferite documente. Și dacă vreți, două enciclici de bază, Humanae Vitae a Papei Paul al VI-lea și Evangelium Vitae a Papei Ioan Paul al II-lea sunt ca doi piloni care ne călăuzesc pașii pe noi, ca și persoane angrenate în biserică, în domeniul sanitar, pentru a ne implica mai mult. De asemenea, este scrisoarea apostolică a Papei Ioan Paul al II-lea, Salvifici Doloris, care dă un sens suferinței, dă o valoare acestei suferințe. Iar Papa Ioan Paul al II-lea știm că a fost un om care a înțeles suferința, a trăit-o, a transformat-o, de aceea a dedicat o zi deosebită bolnavilor. I-a implicat pe bolnavi în acest mister al mântuirii, le-a dat un sens suferințelor lor și, de asemenea, medicilor, le-a dat, dacă vreți, o directivă, sau celor care se îngrijesc de cei bolnavi, le-a dat un curaj de a se implica mai mult și a da un sens și acțiunilor medicale în ceea ce privește îngrijirea bolnavilor. Să revenim la realitatea noastră în teren, în Episcopia de Iași, în deședa de Iași.
Spitalul din Barticești. Doamna doctor, de fapt, ce este la Barticești? Trebuie să vă mărturisesc că deseori am primit această întrebare. Fiind o comunitate în mediul rural, într-o zonă defavorizată din punct de vedere social, este normal să apară această curiozitate. Eu însă, când am primit propunerea de a lucra la acest centru, mi-am pus aceeași întrebare. Este un centru medical modern, cu cabinete medicale, cu laborator de analize și imagistică medicală. Ceea ce este însă caracteristic pentru noi este faptul că existența acestui centru este sub tutela bisericii și atunci ceea ce ne animă pe noi în activitatea noastră medicală se corelează cu cele spirituale, astfel încât să putem oferi servicii complete. Servicii complete medicale. Sigur că este un spital, înțeleg. Da. Ambulatoriu, policlinică, de toate. Cum a luat naștere acest spital? Pentru că el chiar este o curiozitate la noi. Da, aici putem vorbi de o persoană și de o dată. Persoana este părintele Mihai Rotaru, paroh al comunității din Barticești, iar data, am putea spune, anul 1974, în anii grei ai prigoanei comuniste, părintele Mihai Rotaru a dorit să se implice mai mult în activitatea socială. Pentru femeile din zona Romanului, și știm prea bine că mai ales în acea perioadă natalitatea era foarte ridicată, a dorit să construiască o casă de nașteri. Ba mai mult, a primit inițial și autorizarea pentru a construi această casă de nașteri. În momentul în care conducerea comunistă și-a dat seama ce implicații ar putea să aibă un astfel de centru în zona aceea, i-au interzis să continue activitatea. Ba mai mult, din datele pe care le avem știm că a fost chemat deseori la securitate, a fost bătut și pentru această idee părintele chiar și-a dat viața. După adică el n-a reușit să... El nu a reușit. A avut doar ideea. A avut ideea, el să spunem că a fost cu inițiativa, a avut dorința, dar nu a reușit. A fost un ideal pentru care a murit. Acest ideal pentru care părintele a murit a fost continuat imediat după ce a fost posibil. În anul 1990, părintele Alois Fechet, care este originar din Barticești, lucrând în Austria, a dorit să înceapă să materializeze această idee a părintelui Mihai Rotaru. Astfel, cu prietenii pe care a avut sfinția sa, primind sprijinul, colaborarea Fiicelor Iubirii Milostirii a unei congregații din Italia, a început să construiască un mic centru. Se dorea inițial o casă de nașteri, însă, primind sprijin consistent, la acea vreme era posibil acest lucru, a apărut un centru care ulterior a fost numit Spitalul din Barticești. Generic, lumea așa cunoaște acel centru de la Barticești, Spitalul din Barticești, pentru că, într-adevăr, este o structură modernă, o structură mare, iar cei care vin acolo rămân impresionați de ceea ce văd. Să spunem că aceasta a fost prima etapă palpabilă a acestui centru. Și când a avut loc inaugurarea acestui centru? Desigur că activitățile au început acolo, într-o fază incipientă, în anii 1993, au continuat în 94, iar din 1995 activitatea a luat amploare, au început să se dezvolte serviciile medicale, au apărut mai multe cabinete, mai mulți medici care veneau de la Iași și acest lucru este specific și acum, vin foarte mulți medici de aici, din Iași, vin să lucreze la noi, au început să vină din ce în ce mai multe persoane, să solicite serviciile acestui centru și astfel încet, încet s-a dezvoltat. O ulterioară etapă a fost cea din 2008, când am preluat eu serviciile și conducerea acestui centru și am mers mai departe să desăvârșim, să împlinim idealul părintelui Mihai Rotaru. Deci este într-un centru rural, lângă Roman, lângă Ghirești-Săboan. Cui se adresează, de fapt, acest spital? În primul rând ne adresăm pacienților din zona noastră, adică satele situate la nord de Roman. Însă, în activitatea de peste 20 de ani a centrului nostru, am observat că sunt pacienți care doresc să beneficieze de serviciile noastre din localități mai îndepărtate, din Iași, din Suceava, din Piatra Neamț, din Bacău, sau chiar de la distanțe mai mari, cum s-a observat în ultimul timp. Dacă cineva trece și are o urgență pe drumul spre Fălticeni, poate opri pentru o urgență la Barcești? Bineînțeles, da. Îi așteptăm pe toți. În altă ordine de idei, ce se tratează aici, de fapt?
Putem vorbi, de fapt, despre consultații medicale și investigații. Fiind o policlinică, putem acoperi o gamă largă de patologii. Putem vorbi de cabinete de cardiologie, de ginecologie, neurologie, pediatrie, psihiatrie, ORL, oftalmologie, stomatologie și partea de recuperare medicală, care în ultimul timp se dezvoltă din ce în ce mai mult. Dacă am reținut bine, doar bloc operator nu este. Da. Poate că urmează. Altă întrebare. Sigur că Barticești este într-o zonă majoritar catolică, zicem, dar poate beneficia și persoane de altă religie aici? Această unitate medicală, acest centru medical, se află într-adevăr sub tutela Bisericii Catolice. A fi catolic înseamnă a fi universal. Înseamnă a te deschide față de oricine are nevoie. Dacă vreți, noi trebuie să facem ceea ce Hristos a făcut. Hristos nu a întrebat pe nimeni atunci când a fost vindecat dacă este un urmaș de al său, pe cei 10 leproși, nu? Despre care ați pomenit, și atâția și atâția bolnavi, nu a fost întrebat nimeni de religia pe care o are. De asemenea, noi, fiind urmași ai lui Hristos, suntem deschiși față de toți. De fapt, noi acolo nu facem nicio activitate de prozelitism, facem un serviciu în interesul oamenilor, venim în sprijinul nevoilor lor, dar suntem deschiși față de oricine. Și noi, prin ceea ce facem acolo, vrem să arătăm că ceea ce am primit de la Hristos, iubirea sa, învățătura sa, vrem să o transmitem mai departe, vrem să punem în practică acest lucru. De aceea, oricine vine, oricine ne calcă pragul, este foarte binevenit, este tratat exact ca și cum ar fi un copil al lui Dumnezeu. De fapt, în fața lui Dumnezeu suntem cu toții egali. Dumnezeu ne tratează pe toți la fel. Atunci, cine suntem noi să-i tratăm în mod diferit pe oameni? Frumos spus și mă bucur dacă e așa, pentru că aici vedem, de fapt, egalitatea între oameni și mai ales am putea să spunem că se poate crea și un motiv ecumenist, dacă vrei, ecumenic. Desigur, avem o colaborare cu și mai multe mănăstiri, dacă vreți, din zona Neamțului. Noi, de la centrul nostru, trimitem acestor surori sau acestor călugări, trimitem anumite medicamente, le trimitem material sanitar. De asemenea, călugării sau călugărițele care nu au o asigurare medicală pot veni, deseori vin, beneficiază de aceste servicii pe care noi le oferim în mod gratuit. De aceea există o colaborare, am putea spune, o formă de ecumenism din aceasta care este încurajatoare și ne dă speranțe și pentru viitor. Mă bucur de aceste știri pe care le aduci în fața telespectatorilor, pentru că poate mulți nu știau aceste lucruri și mai ales că actul medical de fapt nu are culoare religioasă și actul medical doar vrea să se eradice durerea și suferința. Dacă v-ar întreba, de ce să mă duc la Barticești și nu în altă parte? Ce are Barticești în plus? Sau ce credeți că are un spital creștin în plus? Așa cum deja s-a specificat, avem toată gama de aparatură medicală de care avem nevoie. Un astfel de centru, o policlinică din aceasta, are aparatură modernă. Pe lângă aparatura pe care o avem, avem personalul de care noi dispunem. Sunt surorile care ne sprijină, sunt cei angajați care sunt acolo, care sunt animați de niște principii creștine. Adică știind că lucrăm sub umbrela bisericii, știind că sunt niște principii pe care biserica ne le tratează, ne străduim să punem în practică în primul rând noi înșine. Sigur, poate nu totdeauna reușim, dar ne străduim să punem noi în primul rând în practică acest cuvânt al Scripturii, să trăim Evanghelia și apoi să o facem cunoscută și celorlalți. Cei care vin la noi găsesc un climat de liniște, un climat de pace, se simt bine. Deseori primesc, dacă vreți, și aceste împărtășiri din partea celor care vin și ne vizitează casa, că acolo au găsit un climat familial pe care l-au căutat și nu l-au găsit în altă parte. Avem o capelă și, dacă vreți, în centrul casei se află capela. În această capelă, elementul
de valoare este Sfânta Euharistie. Se celebrează în fiecare zi Sfânta Liturghie. Iar la Sfânta Liturghie implorăm binecuvântarea lui Dumnezeu pentru activitatea pe care o avem, să ne dăruiască gândurile bune de care avem nevoie ca să putem colabora cu toți cei care doresc să ne sprijine, să putem să fim cât mai utili celor care vin și ne cer ajutorul. De asemenea, pe lângă Sfânta Euharistie avem și, dacă vreți, un element de mare valoare. Este ceva din trupul Papei Ioan Paul al II-lea, adică o picătură din sângele său prețios. Iar Papa Ioan Paul al II-lea a suferit atât de mult. Acest sânge este atât de important pentru noi, pentru că ne dă curajul, ne dă puterea, ca asemenea Papei Ioan Paul al II-lea și noi să ne dedicăm celor care suferă. Sângele este cel care dă viață. Ioan Paul al II-lea, acest sfânt care va fi declarat în curând, nu? Sfânt al Bisericii, ne-a arătat că trebuie să fim un exemplu. Biserica trebuie să fie un exemplu și, dacă vreți, este un patron, este un model pentru noi. Ne străduim, sperăm să fim la înălțimea așteptărilor. Când vorbim de Barticești, eu mă gândesc și la prezența unor surori acolo. Care este aportul și meritul lor la acest spital? Desigur că colaborarea cu aceste surori a fost încă de la începuturi. Surorile au misiunea de a încuraja persoanele care vin în centrul nostru. Sigur că o persoană bolnavă este de multe ori demoralizată. O persoană bolnavă de multe ori poate nu-și găsește drumul în această viață. Aceste surori au menirea, au misiunea de a oferi un cuvânt bun, de a încuraja aceste persoane. Inițial, sigur că au contribuit și din punct de vedere material, cu cât a fost posibil să edifice acest centru. În momentul de față, misiunea lor este aceea de a contribui din punct de vedere spiritual sau uman să încurajeze pe pacienții care vin la noi. E vorba de o congregație în Italia, surorile? Fiicele Iubirii Milostive sunt surorile Maicii Speranța, Maica Speranța care va fi declarată fericită în anul 2014. Mergem mai departe. Am urmărit niște imagini pe ecran și acolo, la un moment dat, am văzut trei episcopi care binecuvântau, care inaugurau, bănuiesc băile. În ultimul timp se poate vorbi și de băile la Barcești. Mai concret, Părinte Mihai. Aș putea spune că este un adevărat centru medical. În anul 2008, când am ajuns acolo, m-am gândit că trebuie să-mi aduc și eu aportul la dezvoltarea centrului și m-am gândit ce ar putea să fie util oamenilor din zonă. Este un centru de recuperare care are aparatura necesară pentru aceste tratamente specifice de recuperare și ceea ce este specific pentru acest centru de recuperare este faptul că avem apă salinizată natural, deci este apă sărată, pe care o aducem de la Sarata Băi, Bacău, un alt izvor al bisericii, de asemenea la Bacău este un astfel de centru, și am dorit ca prin diversificarea acestor servicii să venim în sprijinul oamenilor. Această patologie este deosebit de răspândită în zonă. Cine nu are o durere de spate, cine nu suferă de reumatism, mai ales în ultimul timp, sunt atâtea persoane care suferă din cauza unor accidente cerebrale, au nevoie de recuperare medicală. De aceea este foarte util acest centru. Pe lângă baza de tratament pe care o avem, avem și 40 de locuri pe care le putem pune la dispoziția celor care doresc să facă un tratament la noi. În ultimul timp, acest centru se dezvoltă și, dacă vreți, este o încoronare a activităților medicale pe care noi le desfășurăm la Barticești. Tot în imaginile anterioare am văzut diferite proceduri care se fac la acest centru balnear. Care ar fi procedurile? Bănuiesc că telespectatorii sunt interesați de acest lucru. Da. Din punct de vedere al aparaturii pe care o deținem și a personalului care lucrează aici, se pot efectua practic aproape toate procedurile specifice recuperării medicale. Putem vorbi de electroterapie, magnetoterapie, laserterapie, terapia cu unde scurte, cu infraroșii, împachetări cu parafină, kinetoterapia care se poate face fie în sala cu aparatură specifică, fie în piscina cu apă sărată, hidrokinetoterapia, sub supravegherea directă a unui kinetoterapeut. Oferim aceste pachete de proceduri pentru recuperare medicală, individualizate pentru fiecare pacient în parte, tratamentul fiind stabilit în urma unei consultații de specialitate la medicul de recuperare medicală. Din câte am înțeles, lucrați la laboratorul acestui spital.
ce analize se pot face? Sau putem face toate analizele acolo? Se poate efectua o gamă foarte largă de analize. Putem pune un diagnostic complet și corect împreună cu rezultatele la celelalte investigații. Avem și radiologie și imagistică medicală. Acesta este și avantajul centrului nostru, pentru că pacienții vin pentru o consultație, pot beneficia de consultații la diverse specialități, este o policlinică multidisciplinară, pot efectua aceste ecografii sau radiografii și analizele medicale. Laboratorul centrului medical este un laborator foarte apreciat în zonă. Avem aparatură nouă și personal specializat. Este implementat sistemul de management al calității și acreditarea de către Asociația Română de Acreditare, ceea ce este încă un punct în favoarea calității și a corectitudinii serviciilor noastre. În concluzie, putem merge cu toată încrederea la Barticești, fără a mai depinde să mergem și la alte spitale pentru a completa, pentru a mai face și alte analize. Deci putem face absolut totul la Barticești. Se poate face, începând cu consultația și terminând cu investigațiile și, bineînțeles, tratamentul care trebuie instituit. Da. Tot în imagine am văzut inaugurarea. Când a avut loc, părinte mea? Inaugurarea acestui centru medical a avut loc în urmă cu 2 ani de zile, în 2011, și am dorit foarte mult să fim, eu știu, cât mai prezenți în comunitatea noastră, în zona noastră. Aș putea să spun că de 2 ani de zile, de când a avut loc această inaugurare, numărul pacienților a crescut constant. Aș putea să spun de asemenea că, eu știu, zonele din care noi avem pacienți pentru acest centru de recuperare sunt foarte diversificate. Am avut chiar o persoană de la Brașov care a dorit să vină de 6 ori până acum, în această perioadă, pentru că în urma unui accident, suferind mai multe, eu știu, malformații, s-a recuperat. Este recuperată total. Iar acum vine, încurajează și pe ceilalți să beneficieze de aceste servicii. Am văzut imagini solemne, chiar adeveneau cu 3 episcopi la această inaugurare. Când a fost, la ce dată? A fost în septembrie 2011, 14 septembrie 2011. Au fost episcopii noștri, episcopul de Iași Petru Gherghel, episcopul auxiliar de Iași Aurel Pergă și episcopul de Chișinău Anton Coșa. Acesta este și un semn al prețuirii. Este un semn al prețuirii față de noi, pentru activitățile pe care le desfășurăm acolo, dar este și un semn al prețuirii din partea ierarhilor noștri pentru pacienți, pentru oamenii din zonă. Biserica este implicată în social, este o misiune importantă a bisericii, iar prin acest semn al participării la această inaugurare, episcopii noștri au dorit să ne spună: mergeți mai departe, este important ceea ce faceți, continuați și dezvoltați aceste servicii. Se poate spune că, de fapt, spitalul este al diecezei de Iași? Este sub tutela episcopiei de Iași. Sigur că funcționează ca și o fundație. Este vorba de Fundația Medicală Speranța Bolnavilor. Această fundație medicală se află sub tutela episcopiei. Eu, fiind director acolo, am fost numit de către episcopul diecezei și orice director care este acolo este numit de către episcop. Episcopul este foarte atent, este, dacă vreți, un supraveghetor al activităților noastre și, da, putem spune că este spitalul bisericii. Chiar dacă din punct de vedere civil funcționează după legile statului, se coordonează, se ghidează după aceste legi ale statului pe care le-am implementat și le urmăm întru totul, avem și celelalte legi, așa cum am pomenit și în această emisiune, legile iubirii spirituale, legile Evangheliei, care dau un sens activității noastre. Frumos spus. În viața spirituală se spune că nu există stare pe loc. Ori mergi înainte, ori dai înapoi. Bănuiesc că există și proiecte de viitor. Spitalul trebuie să crească tot timpul. Dacă nu am avea proiecte, spun eu că am fi morți. Ne-am rutina. Ne-am blocat. De aceea, sigur că dorințele noastre fierbinți sunt acelea de a dezvolta în fiecare an, dacă este posibil, serviciile pe care noi le putem oferi. Sunt multe proiectele pe care le avem. Sunt multe dorințele noastre pe care dorim să le îndeplinim.
dacă vreți, ca și un proiect, ca și o încoronare a activităților, a serviciilor pe care Centrul Medical Barticești le-ar putea oferi, ar fi împlinirea idealului părintelui Mihai Rotaru. Este o dorință plecată în urmă cu 40 de ani, este, dacă vreți, dorința bisericii, dorința episcopilor de a duce la îndeplinire înființarea, construirea unei maternități, unei maternități creștine, unde copiii lui Dumnezeu să vină pe lume beneficiind de un cadru adecvat, beneficiind de sprijinul bisericii, beneficiind de specialiști. Găsește apreciere din partea celor din jur, adică în sensul, este căutat acest spital, așa cum ai dori, este pe placul celor din jur, oameni din sate vecine aleargă la Barcești? Aș putea să vă dau niște cifre. În ultimii ani, vorbesc de cei 5 ani de când sunt eu acolo, numărul pacienților a crescut constant. Dacă în urmă cu 5 ani de zile erau în jur de 20.000 de pacienți, anul trecut am avut, eu știu, căutarea a 38.000 de persoane care au venit și au cerut ajutorul nostru, au dorit să fie tratate la noi. Sunt cuvinte frumoase pe care le aud din partea celora care vin, sunt tratați și pleacă mulțumiți de acolo. Sunt cuvinte frumoase din partea celora care aud din partea autorităților. Sunt cuvinte de încurajare, pentru că și autoritățile locale, autoritățile județene se bucură când biserica se implică, se bucură când noi venim și sprijinim statul prin serviciile pe care le avem. Oamenii din zonă, într-adevăr, vin ca la un centru al bisericii și caut acest centru. Vin ca și la biserică, dacă veți. De multe ori, venind la medicii pe care avem acolo să primească o consultație medicală, îi văd venind și în capelă, rugându-se, cerând ajutorul lui Dumnezeu sau mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru ceea ce au primit. De fapt, cred că aici este, doamna doctor, să găsim omul în totalitatea sa, și trup și suflet. Ce să avem un gând pentru telespectatori? Îi așteptați la Barcești? Îi așteptăm la Barticești cu brațele deschise și sperăm că o să reușim să le satisfacem exigențele. Le punem la dispoziție toată aparatura, dar ce este mai important, toată disponibilitatea și sufletul nostru. Așadar, mă bucur că am făcut cunoscută o realitate, un lucru care el funcționează în biserică și dacă funcționează și în lumina Evangheliei și în lumina dorinței bisericii, cred că deja ne-am atins scopul. Ne apropiem de finalul emisiunii noastre, nu înainte de a mulțumi invitaților mei de astăzi, părintele Mihai Budău și doamna doctor Gabriela Vasiloiu, care, iată, ne-au împărtășit din experiența lor, din bucuria lor, din împlinirea lor și, cu siguranță, din faptul că prin menirea lor și prin activitatea lor vor să aducă bunătatea lui Dumnezeu, mângâierea lui Dumnezeu printre oameni. Spital de trup, dar, pe de altă parte, fiind un spital creștin și un spital de suflet. Vă mulțumesc din toată inima pentru participare și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă așteptăm la o nouă ediție peste două săptămâni. La bună reîntâlnire!